Munca la stat le surâde de multor oameni. Un job sigur și bine plătit la un birou călduț este visul oricărui cetățean cu sau fără putere de muncă, ori pregătire profesională în acest sens. O bună perioadă de timp însă, concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice au fost suspendate pe motiv de pandemie. În starea de urgență, dar și o parte din starea de alertă, posturile rămase vacante au rămas în același stadiu. De câteva luni bune s-a reluat procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea unei funcții publice de conducere sau de execuție în cadrul instituțiilor publice. Atât primăriile cât și deconcentratele angajează într-o veselie în această perioadă. De exemplu, pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt postate numai puțin de 20 de anunțuri privind procedurile aflate în desfășurare. În Comuna Drăguțești, primăria caută un consilier cu doar un an experiență pentru compartimentul agricol, cadastru și stare civilă. La Rovinari, autoritățile locale au nevoie tot de un consilier, însă cu 7 ani experiență pentru urmărirea și executarea silită a persoanelor fizice și juridice. Pe lângă acesta, încă 2 oameni ar urma să fie angajați la Rovinari. De consilieri au nevoie și primăriile din Țânțăreni, Baia de Fier, Turcinești și Scoarța, cu diferite criterii de selecție a dosarelor. La Căpreni este nevoie chiar de 4 oameni pentru funcțiile de referent, consilier sau inspector. Aceeași situație este întâlnită și la primăria municipiului Motru. Consiliul Județean nu face excepție și angajează și el un consilier pentru compartimentul urmărire-execuție drumuri publice, care trebuie să aibă minim 7 ani vechime, în special calitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Poate așa va reuși să finalizeze la timp investițiile propuse și va umbla și la calitatea lucrărilor. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj caută 3 oameni pentru un singur serviciu al instituției, contracte colective de muncă. Experiența necesară pleacă de la minim un an de zile până la minim 7 ani pentru gradul profesional superior. Aceeași instituție are nevoie de încă 2 oameni pentru compartimentul economic și cel de legislație. Dacă doritorii de funcții bugetate nu se regăsesc printre anunțuri de mai sus, pot încerca la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Gorj. Instituția are nevoie de 2 persoane cu studii superioare și experiență între 1 și 7 ani pentru compartimentul economic. Dacă totuși vechimea specialitatea studiilor îi sperie pe doritori, Primăria Drăguțești are nevoie de 1 persoană pentru a ocupa scaunul de inspector la compartimentul mediu. Candidatul trebuie să aibă doar studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, neprecizându-se cu exactitate domeniul de studiu. Așadar, zeci de locuri de muncă la stat sunt vacante doar la momentul publicării acestei știri, nemai punându-le la socoteală pe cele a căror procedură a fost deja încheiată, ori sunt în curs de demarare a procedurilor de concurs, punându-se la punct doar ultimele detalii.